Stimați editori, dragi oaspeți, e un moment foarte emoționant astăzi când evocăm figura lui Mihnea Berindei, ocazia apariției unui volum foarte important, nu numai prin conținutul lui, dar și prin ceea ce înseamnă el. Sper că în seara asta o să aflăm detalii, o să avem mai multe amănunte despre acest lucru. Mihnea Berindei a fost unul dintre acei oameni fără de care România nu ar fi fost astăzi ceea ce este. A fost unul dintre acei oameni care, încă din anii 80, după ce și-a asigurat o carieră științifică ireproșabilă la Paris, la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales și după aceea la CNRS, a rămas foarte atent la ceea ce se întâmpla în țară în deceniul anilor 80, în perioada de maximă persecuție și cult al dictatorului Nicolae Ceaușescu. A fost unul dintre oamenii care au organizat în exil pe baze democratice, și insist pe acest cuvânt, probabil că lecția cea mai importantă pe care ne-a lăsat-o Mihnea Berindei a fost apărarea drepturilor omului și a democrației. A fost un adevărat democrat, în sensul cel mai deplin al acestui cuvânt. A organizat o rezistență a intelectualilor români, francezi, din Franța în principal, pe care cu talentul și cu abilitatea pe care le-a avut, i-a făcut să fie auziți. Avea intrări la principalele jurnale ziare franceze de mare tiraj, Le Monde, Libération, la Canard Enchaîné, la ziare sau reviste publicate în exil de emigrația românească, astfel încât semnale uneori disperate ale românilor din țară au putut să ajungă în coloanele celor mai răspândite ziare și publicații franceze. A întemeiat și a organizat și a instituționalizat Liga pentru apărarea drepturilor omului la Paris, care după aceea s-a afiliat la Liga Internațională a Drepturilor Omului, și a militat totdeauna pentru o societate democratică în acele condiții teribile, înfiorătoare, în care în România se așternuse pustiul dictaturii. Probabil că unul dintre momentele care vor fi evocate astăzi seară va fi și momentul teribil din 1989, în primăvara lui 1989, când la Budapesta deja regimul comunist se prăbușea încet, încet, și maghiarii au organizat reînhumarea osemintelor lui Imre Nagy. Un moment în care intelectuali români și maghiari s-au întâlnit la Budapesta și au semnat o extraordinară declarație de solidaritate și de frățietate împotriva dictaturii. După aceea, imediat după Revoluție, practic în zilele Revoluției, cu primul avion, Mihnea Berindei a venit la București și a facilitat, a participat la crearea grupului pentru dialog social, unde ne aflăm astăzi. Nu a fost membru propriu-zis al grupului, pentru că, ca peste tot în activitatea lui, a refuzat să se instituționalizeze, să dețină un rol un rol instituțional, dar poate a făcut mult mai mult decât atâta, adică a ajutat din Franța cu contacte, cu resurse, punând la bătaie chiar resurse personale, atât grupul pentru dialog social, cât și revista 22, care este foarte îndatorată. Un alt moment important a fost Mineriada și, în general, evenimentele anului 1990, când Mihnea Berindei a fost prezent și a fost un martor. Și
a adus cuvântul intelectualilor români mai departe. Prin tot ceea ce a făcut în anii 90, el a rămas un frate al intelectualilor de la București. Un frate care era în același timp departe și aproape. Era departe când trebuia și era aproape când trebuia. O să aflăm astăzi mai multe despre acest traseu. Din fericire, o bună parte din arhiva lui, colecția personală de documente, biblioteca și lucruri care s-au păstrat în organizarea, în arhivarea, în primul rând, a lui, după criteriile lui, s-au salvat prin bunele oficii, prin prietenia, în primul rând, a unor oameni care se află astăzi aici, între care Armand Goșu și Dorin Dobrincu. O parte din aceste documente, o să aflați imediat, au ajuns la Iași și au primit o ordine, o catalogare foarte frumoasă la, arhive, la branșa județeană a Arhivelor Naționale ale României, branșa din Iași. Și pe masă avem un inventar făcut cu acribie și minuțiozitate și cu profesionalism, un inventar foarte detaliat, care nu e doar un inventar, dar e și un fel de rezumat al fiecărui document, al acestor documente. Aș vrea însă să vă propun pentru astăzi seară următorul parcurs. O să aflăm în primul rând cum au ajuns aceste documente la Iași, care este istoria lor. După aceea o să aflăm cum s-a născut această carte pe care o avem pe masă, ce s-a întâmplat cu documentele odată ce au ajuns la Iași, ce conține volumul pe care îl lansează astăzi coeditorii lui, și după aceea aș vrea să și vă rog pe toți cei care l-ați cunoscut pe Mihnea Berindei să vă reamintiți câte ceva despre acest om care ne-a fost foarte aproape și foarte drag. Această întâlnire se filmează cu îngăduința dumneavoastră și se înregistrează. Eu sper că ceea ce veți spune va contribui la ceea ce așteptăm cu toții, adică o biografie intelectuală a acestui om. Aș vrea să dau cuvântul acum lui Armand Goșu, care să vorbească despre prietenia lui cu Mihnea Berindei, despre cum își închipuia, cum își imagina el, Mihnea Berindei, că aceste documente vor fi păstrate și despre felul în care au putut ajunge ele în România. Mulțumesc. Mulțumesc mult, Vlad. Vreau să povestesc despre arhivă, ce s-a întâmplat cu aceste documente, pentru că am participat în două rânduri la selectarea acestei părți din arhiva personală a lui Mihnea Berindei. Prima dată am făcut această operațiune în apartamentul lui de la Paris. Acum, evident că a fost o selecție a documentelor, iar a doua oară, când arhiva a ajuns la Veneția, deci eu am participat și la pregătirea arhivei pentru a fi pusă în cutii ca să fie trimisă la Veneția, și câteva luni mai târziu la Veneția, la scoaterea arhivei din cutii pentru a fi pusă în birou, ceea ce avea să devină birou pe care nu am mai putut să-l folosească. Și ne ocupam foarte mult de cărți. O parte din cărți, în acel moment problema era să selecționăm cărțile de Imperiul Otoman, de Orient Mijlociu, Orient Mijlociu, ce se Iranul, ce se ocupa Vlad de acele cărți,
să le punem undeva în dreapta, Imperiul Otoman, pentru că Mihnea dorea să reia la Veneția cercetările de istoria Imperiului Otoman, cercetări de tinerețe care și consacraseră ca istoric specialist în istoria Imperiului Otoman, și am apucat să mergem de vreo două ori chiar la arhivele din Veneția, unde mi-a arătat, uite aici am stat, acum 20 de ani la masa asta lucram și o să mă întorc aici ca să continui cercetările. Din păcate, s-a întors doar ca să viziteze câteva minute sala de lectură a arhivelor din Veneția și o boală necruțătoare, practic i-a stricat acest plan, care era unul foarte important și pentru el personal, pentru că s-ar fi întors profesional de unde începuse și avea nevoie, simțea că are nevoie de liniște și vrea să termine ce începuse în anii 70, și uman prin revenirea lui la Veneția, în arhivele din Veneția. Deci era foarte ordonat, toate documentele erau puse în dosare. O parte din lucrurile de familie au fost scoase la Paris, de pildă o scrisoare pe care n-am regăsit-o mai apoi, când s-a născut Vlad, o scrisoare a mamei lui Ioana Berindei, către... Deci sunt lucruri pe care sigur le-a scos, el nu spunea că asta o să dispară din arhivă, dar cum stăteam noi întinși în sala lui de studiu, în biblioteca lui la Paris, și erau în niște dosare acele scrisori, el le împingea undeva separat, de unde am tras concluzia după aceea, nerevăzând, neregăsindu-le în fondul arhivizii, deci acele scrisori le-a scos. Iar câteva piese am mai scos și la Veneția, când am ajuns și am organizat și acolo arhiva. Acum, ultima dată când am parcurs acea arhivă, împreună cu Dorin, când am luat parte din biblioteca lui și cea mai mare parte a arhivei, le-am urcat niște bărci și le-am cărat la Mestre, de unde le-am încărcat într-un camion pentru a fi trimise la Iași. Și aia a fost o operațiune destul de dificilă. Am stat vreo 5 zile să lucrăm pe bibliotecă și pe arhivă ca să împachetăm, să nu descompletăm anumite colecții de o parte. Știu că Vlad a zis să le lăsăm acolo pentru că mai avea nevoie de ele pentru ce lucra el pe Iran. Deci nu e tot, e exact ce a vrut Mihnea Berindei să lasă în urmă. Asta e foarte important. El avea un respect teribil pentru document, era istoric până în vârful unghiilor, știa valoarea documentului istoric și nu cred că nu a lăsat o hârtie în plus sau în minus pentru public. Acum, el a știut cu ceva ani înainte că arhiva va ajunge la Iași, a fost decizia lui să ajungă la Iași. La Iași a cerut fondul arhivistic, insistând asupra faptului că nu, ramurii... El se simțea mai aproape de Moldova prin bunicul lui, prin Hudiță, și insistând că trebuie să fie la Iași, deși... Nu-i ascund, Dorin cred că a fost de față la una din discuții, am insistat că totuși București, Academia sau Arhivele Naționale sunt mai de interes, de impact mai mare, o să aibă arhiva de acolo lasă la București decât la Iași. E o reușită în primul rând a colegilor de la Iași, Dorin, care s-a ocupat de ducerea arhivei acolo. Arhiva e partea care a mers la și pe care o vedeți aici, arhivă personală, dar este și o arhivă științifică,
destul de bogată, pentru că sunt lucrările de seminar, traducerile din turco-osmană, la care lucrase până anii 70 împreună cu profesorul Guboglu, sunt documente pe care și-ar fi dorit să le publice odată ieșit de la pensie, dar n-am mai avut timp să o facă. Deci e o parte de arhiv academică, de turcolog. Cine se va ocupa de aceste cercetări, să pună în valoare moștenirea osmanistului Mihnea Berindei, va avea ceva de lucru, chiar o teză de doctorat merge aici făcută. Și cealaltă parte, partea cea mai mare a arhivei, unde ai Mihnea Berindei om, unde ai Mihnea Berindei activistul, unde ai Mihnea Berindei politicianul fără să fie politician, pentru că avea o capacitate senzațională de a înțelege politica, de a înțelege politica în România, de a înțelege politica peste Prut, în Republica Moldova. De multe ori, sigur, era cu un pas doi înaintea contemporanilor lui, de la București, care se uitau cu un ochi chiorâși așa spre el, da, de ce ai făcut în 89 ce ai făcut la Budapesta, sau de ce ne spui că lucrurile nu sunt așa cum credem noi la Chișinău, dar ce era important în tot ce a făcut era, ce spunea și Vlad în deschidere, faptul că era unul dintre nu foarte mulți români, odată ajuns și în Occident, care, dacă vreți, pur și simplu procesaseră foarte bine lumea occidentală, democrația, regulile ei, metabolizase mai bine decât nu alții, și cred că în asta constă în principală valoarea lui. Mulțumesc, Armand. Aș vrea să dau cuvântul acum editorilor volumului să ne spună mai, în mod mai precis ce conține arhiva și cum e organizat volumul. Și aș vrea să dau cuvântul lui Cătălin Botoșineanu, cel care semnează și introducerea generală a studiul introductiv asupra volumului și cel care a redactat și inventat. Bună seara, vă mulțumesc. Voi încerca să fiu foarte scurt. Vă rog să-mi acceptați un pic emoțiile, pentru că multe din numele pe care eu le-am văzut în urmă cu 5 ani lucrând la inventar sunt astăzi în sală, atât profesori, dizidenți. Apoi trebuie să înțelegeți, în nordul Moldovei, niște tineri au crescut, mulți tineri au crescut în ziarul revistei 22 în anii 90, de aceea, fiind aici prima oară, pentru mine este ceva aparte. Vă mulțumim, să spunem, pentru acei ani, în anii 90-2000, dar și pentru anii de astăzi. Această arhivă, colecția, de fapt, colecția Mihnea Berindei, sunt termeni tehnici, dar au în spate o întreagă metodologie de lucru. Arhiva, colecția lui Mihnea Berindei ne poate pune pe toți în fața câtorva întrebări, dar cred că cea mai importantă este această întrebare care lipsește din spațiul public românesc. Cum ajunge totuși într-o arhivă publică o sumă de documente? Că sunt documente ale unor instituții sau sunt documente ale unor persoane private? Este o întrebare cheie, cred că, în spațiul românesc. Dovadă că în ultima lună noi ne-am întrebat de ce nu avem acces la cheltuielile prezidențiale în, să spunem, în câteva continente. Sper totuși acele documente să rămână totuși în arhiva prezidențială, să nu fie distruse, fiind clasificate astăzi în România, o parte din aceste documente se mai și distrug. De aceea este o bună întrebare cum ajung documentele în arhive publice, documentele instituțiilor. Nu întotdeauna legea salvează aceste aparențe. Legea arhivelor naționale nu salvează mai deloc, nici astăzi, nici în urmă cu 50 de ani, nici acum 100 de ani. Oamenii au salvat arhivele în România. Deci este o chestiune foarte personală. Arhivele în România modernă, că e secolul 19 sau că e secolul 20, ajung în să fie publice, ajung în instituții publice, că este arhivă, sunt instituțiile care păstrează aceste documente, chiar muzee,
Pentru că există oameni, că există arhiviști, muzeografi, oameni pasionați care se ocupă de acele documente sau se interesează de soarta acelor documente. Foarte puține arhive ajung ca urmare a unor prevederi ale legii. În România, practic, după 30 de ani de zile, documentele unor instituții ar trebui să ajungă în arhive publice. Deci eu astăzi ar putea vedea ce s-a întâmplat în 1990 la Mineriadă, la Poliția București, la Președinție, dar nu vedem asta. Nu vedem pentru că sunt mai mulți factori. De aceea, cred că România trebuie să-și pună această întrebare, cum se formează aceste arhive? Revenind la cea de-a doua parte a întrebării, cum ajung arhivele unor instituții, dar care nu sunt instituții oficiale? Pentru că Mihnea Berendei a fost o instituție. El a fost o instituție la Paris, pentru că fiind în spatele a tuturor acestor eforturi instituționale a unui ONG de astăzi, asta e termenul de astăzi, atunci acel birou pentru protecția românilor de acolo, apoi Liga, era o instituție, un ONG în termenii de astăzi, dar care avea în spate funcții formale, dar era în spatele acestor instituții era Mihnea Berendei. De aceea, această arhivă este arhiva exilului românesc de la Paris, arhiva instituției care se ocupa de exilul românesc de la Paris. Sigur, Mihnea Berendei, oarecum, vorbeam venind astăzi, s-a extras din această arhivă. Mihnea Berendei, omul, persoana, scrisurile personale foarte, sunt foarte puține. Asta m-am aflat târziu. Eu nu l-am cunoscut pe Mihnea Berendei. Eu doar l-am văzut de câteva ori, nu știam, să spunem personal. Am fost pus în fața acestei colecții, iar lucrând la ea timp de 4-5 ani de zile, pe parcursul acestui efort, m-am gândit dacă sunt la nivelul lui Mihnea Berendei, dacă voi putea duce acest efort la bun sfârșit. Treceau zile și nu reușeam să inventarez mai mult de un dosar sau două. Era enorm de multă informație, enorm de multă cantitate acolo, foarte multe persoane, nu știam cine sunt. Trebuie să spun că munca mea a fost ușurată într-o scrisoare, era numele Gabriel. Apoi am aflat că e vorba de domnul Gabriel Andreescu și în Rue Saint-Gilles 4 la Paris, într-o vacanță de vară, familia Berendei a plecat, domnul Andreescu a fost acolo. Prima ordonare, să spunem, ordonarea în mape a documentelor, pentru că mare parte din arhivă este pusă în mape, cumva tematic, pe anumite subiecte, pe dizidenți, pe subiecte legate de politică internă, internațională. Prima parte a acestei activități de ordonare a fost făcută de domnul Andreescu. Deci, ca arhivist, este un principiu internațional în arhivistică, respectul față de creatorul de fond. Practic, eu nu am voie să intervin, sau cel puțin mă obligă profesia să respect creatorul, să-l lăs, pentru că inclusiv ordinea în care a lăsat-o Mihnea Berendei spune ceva despre Mihnea Berendei, despre modul în care a gândit el arhiva. De aceea, practic, este o arhivă pe care eu nu am făcut decât să încerc să o rezum. Mi-am dat seama că este imposibil să descriu act cu act. Sunt foarte multe scrisori, De aceea a trebuit să găsesc un sistem prin care să fac posibilă lectura acestei arhive, să ajut pe cineva care va dori să cerceteze arhiva. A fost o muncă grea. La Iași astăzi este o secvență acolo importantă. E anul Ierunca Lovinescu, sunt scrisorile lui Virgil Ierunca către Mircea Eliade, începând cu anii, sfârșitul anilor 40 până în 86. Această arhivă mi-am dat seama după 2 ani de zile că trebuie cumva să institui un criteriu de ordonare, de aceea am gândit o primă parte arhiva exilului românesc, cea mai importantă și densă, peste 800 și ceva de dosare, apoi arhiva turcologului Mihnea Berendei, arhiva istoricului Berendei, cel care coresponda cu toate, să spunem, instituțiile care aveau catedră de istoria Europei de Est, istoria turco-osmană, și apoi partea a patra este cea legată de această arhivă pe care Mihnea Berendei a primit-o de la Virgil Ierunca. Este nu doar arhiva Ierunca, este și arhiva, să spunem, unei mișcări de stânga, înainte de primul război mondial, mișcări de stânga interbelică, pe care Mihnea Berendei o avea tocmai de la Virgil Ierunca. Pentru Iași, pentru arhivele naționale, e deja un titlu de glorie faptul că avem aceste arhive, dar încă o dată, și cu asta vreau să închei și să spun acest lucru, această întrebare, arhivele acestor instituții sau arhivele marilor personalități, e o luptă pentru a le aduce sau pentru a le aduce într-un spațiu public. Ele nu se... aceste arhive nu ajung pentru că există o lege sau că sunt instituții interesate. Aceste arhive au fost salvate de oameni. Iar în cazul de față, arhiva, colecția Mihnea Berendei, îi se datorează lui Dorin Dobrinco și lui Armand Goșu. Ei sunt cei care au făcut posibil ca această arhivă de la Paris să ajungă în România, să ajungă
în fața noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Da, ați deschis un capitol dureros, și anume ce se întâmplă cu arhivele instituțiilor, ce se întâmplă cu arhivele exilului, ce se întâmplă cu arhiva Maison Roumen, care a funcționat ani de zile la Paris, am fost și eu acolo ca student în anii 90, era Alexandru Ghica care se ocupa de asta, ce se întâmplă cu arhiva Bibliotecii Române de la Freiburg, am fost și acolo când eram în Luxemburg și am văzut etaje întregi de documente și cărți adunate la oaltă, care nu urmau să aibă o soartă certă. Și da, aveți dreptate, în România arhivele sunt foarte neglijate și nu există o conștiință a colectării documentelor, a memoriei, de fapt, a păstrării memoriei. De aceea și interesul astăzi cu care recitim jurnale sau corespondență din anii 80, de curând a apărut jurnalul Anei Blandiana din 88-89 și redescoperim, retrăim această perioadă pe care am trăit-o atunci cu mare mirare, fiindcă tocmai nu, deși e o perioadă la care am asistat, documentele care au rămas de atunci sunt foarte puține. Aș vrea să dau cuvântul domnului Kiper, care s-a ocupat de asemenea de acest. Vă mulțumesc! Aș începe prin a relua o idee pe care colegul Cătălin Botoșinanu a lansat-o la final, sau a insistat pe mai mult pe ea, aceea că arhivele sunt salvate de oameni, sunt salvate de cercetători, de pasiunea cercetătorilor care dezvoltă un adevărat atașament emoțional față de document și de oamenii care trăiesc prin documente, mărturile lăsate de ei. Când am văzut, eu nu l-am cunoscut pe Mihnea Berindei în timpul vieții, l-am audiat, l-am urmărit, dar nu am avut acest privilegiu. Eu l-am descoperit în ultima fază. Am descoperit amănunte biografice pe care nu le știam și pe măsură ce înaintam în acest proiect, pe care trebuie să insist foarte mult pe anumite corelări de date, am simțit că nu citesc arhive, citesc un jurnal pentru foarte mulți dintre cei care mai trăiesc. Practic aici se regăsesc fragmente din viața unor contemporani, care pot fi integrate foarte ușor într-un documentar despre zilele noastre, în care momente puțin cunoscute pot fi aduse publicului larg. Eu am fost strivit de această responsabilitate. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în mintea lui Cătălin, în sufletul lui, care a trebuit să facă toată munca de inventariere și să descopere și să pună în valoare fiecare informație din fiecare dosar. Pentru că în fiecare rezumat de aici se ascunde un cârlig. Un cârlig către un episod de viață, un cârlig către un episod de istorie contemporană, a spune. Ce relevanță va avea acest volum pe viitor? Între 27 noiembrie 2023, când a avut lansarea la Iași și ziua de astăzi, s-a întâmplat ceva la care ar trebui, cred că, să reflectăm mai mult. Au apărut rezultatele pe piață ale unui sondaj INSCOP, în care, pentru prima oară, din câte știu eu, apare următoarea informație, că după 30 și ceva de ani de la momentul 89, mai mulți români privesc în mod pozitiv regimul comunist decât cei care îl condamnă. Ar trebui să ne întrebăm, să merităm mai mult de ce se întâmplă acest lucru. Cred că la o primă vedere sunt multe cauze, însă unul dintre cele mai importante ar fi acela legat de dispariția antreprenorilor, agenților memoriei anticomuniste.
Cred că poate, dacă ar fi fost în zilele noastre încă activ Mihnea Perindei în spațiul public, ar fi fost poate mai multă reacție, mai multă meditație asupra acestui moment. De ce retorica, narativul public, nostalgic pentru comunism, a reușit să prevaleze în spațiul public de astăzi? Poate că este nevoie de un nou impuls, de un nou proiect de tip Mihnea Berindei, de reconstrucție democratică, liberală a României, într-un moment în care se anunță foarte delicate și în care ascensiunea extremelor, populismelor, e din ca niciodată mai periculoasă. Mihnea Berindei cu siguranță ar fi găsit, din ceea ce îmi dau seama aici, cu siguranță ar fi găsit canalele, metodele, oamenii prin care să se reacționeze, să se discute într-o altă manieră situația de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Da, într-adevăr, poate e mai actual decât niciodată acest apel la democrație și la caracterul democratic, de fapt, al acțiunii lui Mihnea Berindei. La moartea lui, în iunie 2016, revista 22 a publicat un număr memorial, dar și România Literară, dar și Observatorul Cultural. A fost nu un omagiu, a fost un strigăt, de fapt, al intelectualilor români care s-au simțit cumva lăsați singuri. Și iată-ne astăzi, de fapt, în fața unor provocări tot atât de importante, cu toate că au trecut aproape 10 ani. O să dau cuvântul domnului Dorin Dobrincu, care a scris și cuvântul înainte în această carte și care face parte dintre prietenii lui Mihnea Berindei. Este și el artizanul aducerii în țară a acestor documente, dar este și cel care a participat alături de Mihnea Berindei, de Armand Coșu, la raportul prezidențial pentru analiza comunismului și care nu s-a mărginit doar să semneze acest raport, să participe la redactarea lui, dar a dus mai departe această muncă, editând 3 volume, dacă nu mă înșel, un al patrulea așteaptă să vadă lumina tiparului, de documente despre istoria comunismului. Mulțumesc! Mă bucur că sunt aici. În același timp, mi-am adus aminte de mai multe momente în care am fost aici împreună cu Mihnea Berindei sau un moment petrecut acum 7 ani și 2 luni, când am lansat aici cel de-al 3-lea volum din istoria comunismului din România, volum de documente care acoperea câțiva ani din anii 70. Am făcut-o atunci în lipsa lui Mihnea, pentru că Mihnea plecase dintre noi în iunie 2016. Dar spuneam că am fost aici în mai multe rânduri cu Mihnea. Cred că aici l-am și cunoscut prima dată, fără să avem stabilit atunci o relație care de-a doua zi să fie extrem de strânsă și mă refer la momentul, cred că iunie 2016, când Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste, în 2006 s-a reunit în această sală, a fost una dintre ședințele, cred că a doua, și erau prezenți membrii comisiei, prezidate de Vladimir Tismăneanu și experții. Eu am făcut parte din această comisie și mai sunt în această sală câțiva membri ai comisiei, Radu Filipescu, cred că nu, da, Armand Goșu și poate și domnul Nicolae Manulescu. Dacă am uitat pe cineva, cer scuze. Mulți dintre oamenii care au fost în acea comisie sau destul de mulți nu mai sunt printre noi, alții sunt risipiți în România sau în lumea largă. Vreau să spun că atunci l-am cunoscut pe Mihnea Berindei, eu îl știam destul de bine din anumite lor de poziție, știam și partea pro și partea contra.
L-am cunoscut bine însă pe Mihnea Berindei în toamna lui 2006, când împreună am lucrat nu doar la redactarea propriilor noastre texte, care nu au fost asumate individual, ci colectiv, dar și la editarea volumului în varianta care a fost asumată în 18 decembrie 2006 în Parlamentul României de președintele de atunci al României, Traian Băsescu. Relația mea cu Mihnea a devenit foarte strânsă, aveam o relație mai veche cu, de prietenie cu Armand Goșu. În perioada următoare am asumat editarea unui volum de documente care trebuia să fie anexă a raportului final. Dintr-un volum aveau să facă mai multe și să ne ia o parte importantă din timpul nostru. Mihnea Berindei era un om foarte... o să mă spun întâi câteva lucruri despre el, profesional, pentru că asta am cunoscut prima dată. Un om foarte riguros, foarte atent, care se mișca foarte bine, nu doar în ceea ce mi-am dat seama a fi de mai multă vreme punctul lui foarte inițial, și anume studiile de osmanistică, dar înțelegea foarte bine și ceea ce se întâmplase în România ceaușistă, adică în partea a doua a regimului comunist, și m-a impresionat foarte mult faptul că era un om foarte măsurat. Deci era foarte atent, cântărea fiecare cuvânt. Mi se părea inițial că scrie extrem de greu. Și el accepta că scrie greu, dar scria extrem de măsurat. Relația noastră în anii următoare a fost una, cum am spuneam, de prietenie. Am editat împreună aceste volume de documente. Dar nu am cunoscut doar un profesionist, am cunoscut un om. Mă rog, voiam să fug de emoții, dar mi-aduc aminte că am pățit același lucru în 2016, când am lansat volumul tot aici, în această sală. Această relație, care a fost una strânsă și nu era una, nu știu, se desfășura așa, ne întâlneam o dată pe an și scoteam un volum. Noi am stat efectiv alături luni de zile. În perioada în care eu lucram într-o instituție din București, întâlneam de obicei în weekend sau după amiezele. Pe urmă, după ce m-am întors la Iași, am revenit în București pentru expediții de 2 săptămâni, o lună, și am lucrat împreună în povestea asta. Vreau să ajung la arhivă. În 2010, când eram la Arhivele Naționale, aici în București, am discutat cu Mihnea problema unei arhive importante pentru el, pentru exilul românesc democratic de la Paris și pentru noi. Mă refer la arhiva Ierunca Luvinescu. L-am convins atunci să dea acea arhivă, să o doneze Arhivelor Naționale ale României. Am insistat eu asupra clauzelor, trebuie să fie inventariată, pusă în cercetare, fără restricții. Adică doar respectarea integrității fizice a documentelor. Și arhiva aceea a venit în România cu sprijinul unor oameni care erau în instituții românești, Teodor Bacunschi la Ministerul de Externe, Alexandru Gusi la Administrația Prezidențială, Armand Goșu și așa mai departe. Cred că au mai fost și altceva, dacă i-am uitat, cer scuze. Da, și fondul de carte, da, prin domnul Manulescu. La București a ajuns deci această arhivă. În 2013, pentru că se muta, ieșea la pensie și se muta de la Paris la Veneția, l-am convins, am insistat destul de mult, să dea arhiva lui o parte, să constituim un fond la Iași. Am făcut-o din două motive foarte clare. Pentru a o pune mai bine în valoare și pentru că voiam să existe o deschidere mai mare pentru studiile de istoria comunismului la Iași. De altminteri, el acceptase în 2011 să vină la Iași să țină câteva cursuri cu masteranzi de la Masteratul de Istoria Comunismului din România, să țină o conferință, așa încât în această revistă care se cheamă Arhiva Moldavei și care el a fost legat, se află probabil cea mai amplă relatare pe care el a lăsat-o despre exilul românesc la Paris. E publicată, am transcris-o, editat-o și am publicat-o în 2016. 2016, anul în care s-a pierdut,
a dus în discuție cu soția lui, cu Catherine, Catherine Berindei, și am continuat, de fapt a venit și de la ea, primul rând de la ea, dar am insistat să predea arhiva la Iași, constituind un fond cu numele lui, pentru că veniseră deja niște dosare în 2013, cum spuneam. Am o chestiune pe care trebuie să o spun puțin mai înainte. Mihnea Berindei, deși înțelegea foarte bine ce înseamnă documentul și avea grijă față de documente, avea un dezinteres care pe mine uneori mă deranja de a fi el în ceva. Pentru că era un om foarte modest. Asta noastră, mai mulți de aici l-ați știut mult înaintea mea, pentru că ați avut o legătură indirectă în anii 80 când a intervenit pentru dumneavoastră, fie pentru că ați fost alături în anii 90-2000, dar i-am insistat de multe ori eu însumi, mi-au făcut Armand înaintea mea și cred că a făcut-o și odată cu mine și au făcut-o și alți oameni, știu, din GDS, și anume să accepte să își povestească viața. Adică dacă nu vrea să o scrie, să o spună. A refuzat de fiecare dată. Mihnea Berindei s-a stins în 2016, am vrut să aducem această arhivă, un al treilea element pentru aducerea arhivei la Iași a fost și posibilitatea de a ști că se inventariază și să pune în cercetare. Pentru că, o spun aici, am mai spus-o în cercuri de prieteni, a fost și ambiția mea și a lui Armand să nu lăsăm o bătălie a memoriei să se piardă. Noi aveam o mulțime de exemple în România, iar istoria umanității e plină de nenumărate exemple în care memoria unor oameni, unor comunități, a unor popoare, națiuni, pur și simplu a fost rasă. Asta nu a fost numai de la romani. A fost, se întâlnește și la populații din Americi, Africa și așa mai departe. Dar se întâmplă în contemporaneitate. Și a fost, și repet încă o dată, ambiția noastră de a face ca memoria exilului românesc să se păstreze, dar să păstreze și memoria lui Mihnea, pentru că omul acesta a depus un efort uriaș ca să strângă și să tezaurizeze această arhivă. Pentru că arhiva lui, cum spunea Cătălin Botoșineanu, conține foarte puțin despre aproape nimic despre omul Mihnea Berindei, în schimb conține enorm despre foarte mulți, despre mulți dintre dumneavoastră de aici, despre mulți dintre cei care nu mai sunt aici, sau în general despre oamenii care nu au chip, dar fac parte dintr-o comunitate. Nu? Știm asta. De asta arhiva asta era important să fie salvată și a fost salvată prin aducerea ei la Iași, unde a fost inventariat printr-un efort enorm depus de Cătălin Botoșineanu, presat mai mereu de mine, adevărat, și pe urmă, prin munca foarte atentă, migăloasă, de editare a lui Mihai Chipea, care un om modest și foarte, foarte apropiat, foarte empatic față de toate aceste lucruri. Vreau să spun că această arhivă are de fapt în spate și foarte mulți oameni care s-au bucurat de asta și au oferit sprijin moral și unii un sprijin material, pentru că este o întreprindere, în spate este o întreprindere privată. Adică inițiativa unor prieteni de a aduce această arhivă, care au pus uneori și resursele lor modeste, atâtea cât erau, dar și cu încercarea și reușita de a colecta resurse de la entități private. Eu știu, cineva a dat, nu știu, a plătit benzina, cineva a plătit cazarea, chestiuni de genul ăsta. Plus, trebuie să o spun, institutul la care eu lucrez, Institutul de Istoria de Xenopol din Iași, prin filiala Iași Academiei Române, a susținut transportul cu un tir de la Veneția de pe Terra Ferma până la Iași. Dar oameni care s-au bucurat de asta, ne-au și susținut moral, sunt inclusiv în această sală, care au știut de asta, Nicolae Manulescu, Gabriel Andreescu, cred că și Radu Filipescu știa de la Armand Goșu și așa, Rodica Palade, trebuie să o amintesc. Așa că eu mă bucur că în această seară putem să prezentăm aici un fond care este deschis publicului
și care este esențial pentru reconstituirea pentru mă rog, atelierul de lucru al turcologului, al osmanismului Mihnea Berindei, odată, reamintesc, după aceea este foarte important pentru, în special, pentru exilul românesc, pentru că sunt din 1100 și ceva de dosare, 900 și ceva privesc exilul românesc. Și în al treilea rând, este vorba de un fragment, din câte intuim, din corespondența pe care Ierunca a avut-o cu Eliade. Și o a patra, pe care a amintit-o Cătălin Botoșineanu, e un fragment din ceea ce numim astăzi presa românească de stânga, stânga democratică, de puțin înainte de Primul Război Mondial și puțin după Primul Război Mondial. Nu e mare, dar e importantă. Intuiția mea e că este vorba de ceva moștenit de Ierunca, ca să spun așa, pentru că el a fost inițial un om de stânga, după cum știți. Așa încât mulțumesc că suntem aici în această seară și mărturisesc că am și o așteptare, și anume că atâția oameni care l-au cunoscut pe Mihnea Berindei, care au fost foarte apropiați de el, unii având o relație din anii 80, telefonică sau altfel, înțelegeți la ce mă refer, sau până târziu, până când el s-a stins și au fost alături. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dobrincu! Ați subliniat foarte bine legătura dintre memorie și prezent, dintre documente și solidaritatea oamenilor în vremuri grele. Aș vrea să detaliez un episod și cu asta să începem câte ceva din evocarea vieții și împrejurărilor în care Mihnea Berindei și-a desfășurat activitatea. Și anume, această întâlnire a intelectualilor români și maghiari la Budapesta în primăvara lui 1989, când în România epoca Ceaușescu era la acme și când a avut loc această reînhumare a lui Imre Noghi, prilej cu care au venit la Budapesta tolerați de regimul comunist în văzul și, mă rog, regimului comunist în decrepitudine, au venit oameni politici maghiari din perioada interbelică, oameni care reprezentau echivalentul Partidului Național Țărănesc din Ungaria, bătrâni care plângeau la mormânt, o ambianță extraordinară de reconciliere a intelectualității maghiare, la care au participat și intelectuali români, era Mihnea Berindei, era Ion Vianu, și s-a semnat această declarație de solidaritate între români și unguri și în același timp de protest împotriva dictaturii. Acest eveniment și această declarație care a fost transmisă la Europa Liberă a înfuriat foarte tare securitatea ceaușistă. Și aici, permiteți-mi să vă spun o amintire personală. Noi eram la București, familia mea, era unul din prietenii tati, Emilian Popescu, care era fost arheolog, a Institutului de Arheologie, după aceea profesor de bizantinologie la Institutul Teologic și care venea la noi în casă din când în când. Noi mai utilizam ocazii când persoane se duceau să-l vadă pe ochiul meu Ion Vianu și încredințam scrisori sau mesaje. Și de aceea Emilian Popescu s-a dus să-l vadă pe Ion Vianu în Elveția, în orășelul mic în care locuia și unde a fost foarte bine întâmpinat încă de la gară și dus acasă și, mă rog, vizită și așa. Și în drumul către apartament, de la gară, care trecea pe sub un pod de cale ferată, Emilian Popescu i-a spus lui Ion Vianu: uite, aici, sub acest pod, tu ai putea fi asasinat. De ce aș putea fi asasinat? Pentru că ai semnat declarația cu unguri. După aceea, acum câțiva ani, consultând arhivele CNSAS, am văzut că Emilian Popescu avea numele de cod Decebal.
și că era în serviciul securității. În același timp, Mihnea Berindei primea o scrisoare de la tatăl lui, Dan Berindei, care l-a acuzat de trădare. Te-ai dat cu ungurii. Iată cum a putut Mihnea Berindei și cum au putut câțiva intelectuali să se opună dictaturii prin crearea unor solidarități, unor rețele de oameni care arătau voința de a trece dincolo, dincolo de dictatură, dincolo de opresiune, de a ajunge către o societate democratică. Și de aceea cred și eu că există o mare legătură între documente și acțiune, între documente și solidaritatea împotriva barbariei, împotriva dictaturii și împotriva rinocerizării ca fenomen de societate, și aici aș vaja dreptate în ceea ce privește tendințele actuale. Aș vrea, dacă sunteți de acord acum, să sunteți atâția în această sală care l-ați cunoscut și ați stat de vorbă cu el și ați putea să evocați evenimente, împrejurări, povești, momente deosebite pe care ați petrecut împreună cu el sau în care au însemnat ceva și pentru dumneavoastră și pentru el. Discuția e deschisă. Vă rog să vă înscrieți. Uitem să deschid eu, așa, să spar gheața. Vreau să evoc două lucruri despre Mihnea Berindei. În primul rând, suntem aici la Grupul pentru Dialog Social și merită de spus, de fapt a spus și Vlad mai înainte, dar merită să repetăm că într-un fel sau în altul, sau în mare măsură, e o inițiativă GDS-ul a lui Mihnea Berindei. Mi-amintesc că trebuie să fi fost 26, 27 sau 28, așa ceva, decembrie 1989, când ne regăseam în casa lui Andrei Pleșu, de lângă Palatul Victoria, și acolo eram câțiva, printre noi era Mihnea Berindei, care tocmai descinsese, nu-l cunoscusem, evident, auzisem ceva la Europa Liberă, dar atunci ne vedeam cei mai mulți, cred că era și Magda, așa, și în fine, eram complet zăpăciți, era un moment de nebunie generală, cum poate vă amintiți unii dintre voi. Și Mihnea era foarte hotărât, foarte clar, era singurul care avea claritate în momentul ăla, noi eram complet confuzi și ne-a spus, uite, faceți asta, trebuie să faceți un grup, să susțineți valorile, democrația, chestii, bun. Și, în fine, ne-a capacitat, să spunem așa, și singur lucrurile după aia au mers și el a continuat să rămână în legătură cu noi, cu grupul și cu revista în anii 90, în special, venea adesea, era Gabriela Dameșteanu și Rodica Palade conduceau revista și adesea ne întâlneam cu Mihnea, care venea repede prin România, făcea ceva, după aia dispărea, se ducea undeva în Albania sau în Macedonia sau în Croația să susțină democrația acolo. Și nu știu cum se făcea, că pierdea tot timpul. Ăia pe care îi susținea el, pierdeau alegerile în mod sistematic, mă rog. Dar el își făcea datorie. Și mai vreau să spun ceva. Săptămânile trecute aveam, nu știu ce, am căutat ceva în arhiva revistei 22, prin anii 90, și ce să vezi, am găsit acolo urmele unei, sigur, erau urmele și reacțiile ale revistei, la o campanie de presă împotriva lui Mihnea Berindei, de unde venită, nu de la Iliescu, nu, de la prietenii, aliații din Convenția Democrată, da. Oameni apropiați de țărăniși, de liberali. Mă bucur că e domnul Nicolae Manolescu aici, pentru că asta era acuza. Acuza era că Mihnea Berindei trage partidul Alianței Civice, de care era apropiat,
spre socialism sau spre neocomunism, vă amintiți? Așa. Da. Nu, nici nu se punea problemă. Realitatea e că Mihnea stabilea legături cu partidele din, și cu presa din, din Franța și erau importante acele legături și sigur că avea legături și cu deputați francezi socialiști, Partidul Socialist fiind un partid democratic și care, de alminte prin Mitterrand, avusese un rol important în critica și în, în discreditarea regimului comunist. Da, era o campanie furibundă. Da, da, da. Și noi eram cam amestecat. Da. 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 E, am văzut acolo, erau articole în general, însă în revistă erau articole de apărare a lui Mihnea, chiar și eu am scris unul. Mi l-am regăsit și mai erau și altele și mi-am dat seama atunci că, până la urmă, e și asta un fapt. Oamenii care au un rol important într-un anumit moment au mulți dușmani, au mulți inamici și după asta se măsoară și rolul lor. Mulțumesc! A avut, da, a avut mulți dușmani, dar a avut și prieteni. La urma urmelor, spunea domnul Vlad Alexandrescu că toată povestea asta de acum, cu tot ce s-a tipărit, tot, este făcută nu de instituții ale statului român, făcută de prietenii lui, de fapt, și de cei care au crezut în el. Eu am, cum să spun eu, bucuria să-mi aduc aminte că mă număr printre prietenii lui și el printre prietenii mei, poate cel mai bun prieten pe care l-am avut în ultimii 30 de ani. Da, Dumnezeule. Și cu toate că era mai tânăr decât mine, de altfel lucrul ăsta a devenit tot mai ușor de la o vreme încoace, ca prietenii mei să fie mai tineri decât mine. Mihnea Berindei, pot să vă spun multe lucruri despre el și ca om. Nu am un mare simț de observație al oamenilor, prefer să mă refer la cărți, dar pot să vă spun ceea ce bănuiesc că aproape toți de aici știți, Mihnea avea cultul prieteniei. Rar am cunoscut, zic rar, poate niciodată n-am cunoscut un om care să aibă cultul prieteniei în măsura în care l-avea Mihnea. Mihnea era, pe de altă parte, un om extrem de devotat. Dacă ținea la cineva, dacă îl prețuia, dacă, știu eu, îi se părea că merită să aibă în preajmă, îi se devota pentru totdeauna. Eu știu cât a suferit atunci când s-a despărțit de prieteni foarte buni ai lui. Nu spun cine, mai ales aici. A suferit ca un câine. Pentru că, mă rog, l-au acuzat de diferite lucruri, departe de a fi reale, spun așa, dar a suferit îngrozitor. Nu s-a împăcat niciodată. Nici măcar n-a vrut să răspundă printr-o scrisoare acuzațiilor. A răspuns Catrin, care mai aprigă, era mai aprigă. Nu, Mihnea nu. Avea dreptate cineva care spunea că Mihnea era un om discret, nu vrea să se știe viața lui. Da, scrisorile, multele scrisori pe care le știe de la tatălui, a primit trei, nu una. Trei, unde sunt? Poate Catrin să știe, nu știu, am. Una, da, ele sunt trei, de fapt. Sunt trei scrisori. Absolut îngrozitoare toate, îngrozitoare. Și de o sinceritate bulversantă, adică nenorocești cariera profesională, zicea domnul Dan Berindei. Da. Mă rog, problemele lui de familie. Am cunoscut toată familia lui Mihnea. Toți, cu excepția tatălui, care până la urmă și-a dezmoștenit nepotul. A dat Academiei dreptul de a se ocupa de asta.
Nu s-a făcut, dar nici familie nu i-a venit nimic până în acest moment. A fost îngrozitor. Eu știu că am discutat cu el, am discutat cu președintele Academiei, le-am spus că nu e legal ce a făcut. Degeaba, n-a avut niciun scrupul n-a avut niciodată. Mihnea venea la București, stătea pe unde apuca. În perioada în care a lucrat la cele trei volume de documente, a profitat mai întâi de tot felul de locuințe, inclusiv de casa lui Ceaușescu, pe unde l-au plasat, uite, Șerban Mihăilescu și alții. A stat la Armand când soția lui Armand era nu știu pe unde plecată. Mă rog, a stat și la mine, a stat în multe, foarte multe locuri, plătindu-și drumurile și plătindu-și pur și simplu șederea aici, că trebuia să și mănânce. Mihnea fiind un om sărac, credeți-mă. Am fost la multe case din Paris, în special, mă rog, ale unor români de acolo, care au fost amestecați mai mult sau mai puțin în momentele de după Revoluție. O, Doamne! Doamne, ce case am văzut în arondismentul 16, al unuia foarte cunoscut la data aceea și care venea, sprijinea pe tot felul de oameni din, de acolo și de aici. Mica stătea în apartamentul pe care îl știe toată lumea, niște cămăruțe. Dacă eu aș fi avut gabaritul unui fost student al meu și coleg de critică literară, probabil că nu puteam să încap nici pe ușa de la baie, nici pe ușa de la dormitor. Acolo am stat la el. El e cu chirie, evident, da, cu chirie. Un om extrem de modest, nu vrea, el de fapt nu vrea nimic pentru el. A adus de la diverse bănci cu care avea el relații, în Elveția bunoară, a adus sume importante de bani pentru partide, pe care nu-i putea da, nu putea să vină, spune, uite, ține niște lucruri, nu se făceau așa. A organizat, cum probabil știți cei mai mulți, o mulțime de seminare, de colocvii, de cursuri de-astea de pregătire. Eu i-am trimis trei candidați la primărie din partea PAC-ului la Paris, unde la primăria lui Sarkozy, la Neuilly, când Sarkozy era acolo. Și au stat două săptămâni acolo și au venit și au făcut o mare instruire aici cu candidații mei la ceramică, la Sinaia, și văd și mari personalități. Era Alexandru Dabija, regizor, între ei, să zic așa. Adică nu oarecare, să zic așa, adunați. Și care, cu toată seriozitatea, îl văd și acum pe Sândel, stătea în mijlocul la ceramică acolo și prelucra pe candidații noștri la primărie, spunându-le ce a învățat el de la primăria lui Sarkozy. Două săptămâni au stat frumușel acolo. Eu însumi am fost pe banii de la Est Liberté, pe care Mihnea a organizat-o, împreună cu un prieten al lui și al meu, a prăpădit săracul și el, și care, da, Michalon, un om extraordinar de altfel și un, cum se spune acum, un PR, pe vremea aia nici nu știam ce înseamnă, care a contribuit la alegerea mai multor președinți ai Franței. Deci era un om cu o experiență extraordinară. L-am cunoscut bine, a venit la București aici, s-a înțeles foarte bine cu Mihnea, cu mine și cu alții, nu la fel de bine și cu alții care erau pe atunci la putere și care îl țineau pe la uși și nu îl primeau și îl găseam eu încât un crâșmă mâncând și ce faci? Păi zice, am fost și am stat la guvern până acum și nu m-au primit. Da, mă rog, asta era, sau la președinție, la prietenul meu Emil Constantinescu, dacă chiar vreți să știți amănunte, că dacă tot vorbim de memorie și de arhive, e bine să mai spunem și nume din când în când. Așa, ca să ținem minte sau să ne informăm eventual dacă e cazul. Stilul românesc, la urma urmelor, ce respect să avem față de un prost care ne ajută și ne dă bani și ne... Ce, noi suntem caragioși? Noi nu ne descurcăm singuri, adică ce avem nevoie de banii lor? Uite că mai avem de gând, Da, prin el am cunoscut
cred că două duzini de oameni politici de primă mână din Franța, de la socialiști, de la celelalte partide care au fost multe, cum știți, RPR, bineînțeles, UDF, RPR, am fost la cei mai mulți dintre ei, am cunoscut oameni politici albanezi, prin Mihnea, pe Berisha și după aia pe 2-3 prim-ministri pe care Mihnea îi aducea la Paris și ne întâlneam acolo, stăteam de vorbă. Cristian Preda știe că am fost în Moldova împreună cu Mihnea, ne-a dus să-l învățăm pe Serebrean, pe Oleg, să-l învățăm el teoria liberalismului și eu cum se fac bani la partid. El la teoria liberalismului a fost bun. Eu, care n-am reușit să fac bani la PAC, dar am fuzionat cu PNL-ul, teoretician eram bun. N-am reușit să fac rost de bani, dar știam cum se fac. Mă rog, am lăsat pe alții să fac. În multe țări, în Albania, s-a dus după ce a rezolvat cu noi aici, în Albania, Republica Moldova, noi, da, a fost în Kosovo, unde n-a fost. I-am cunoscut prin el o mulțime de personalități. Unii care au venit după aia la București și i-am întâlnit aici, șef de partid, prim-ministri, prin Mihnea Berindei, care cunoștea toată lumea. E adevărat, nu din alte țări occidentale, dar pe ăștia, pe francezi, știa foarte bine. Și el era și un fel de, nu știu, omul care a făcut să se vorbească despre noi și să ni se acord. În fond, cine era? Gândiți-vă, în 90 și ceva, mă duceam la Paris și mă întâlneam cu Chirac sau cu, nu mai știu care, primarul Parisului sau nu mai știu care. Cine era? Era un intelectual român, dar ca om politic nu exista. Partidul PAC n-auzise nimeni de el acolo. De aici a început Mihnea și de aici a construit treptat, încât mai târziu ajunsesem să fiu invitat la congresele partidelor de acolo. Mă invitau socialiștii, de pildă, care aveau mare simpatie față de Mihnea, față de mine, nu știu de ce, și mă puneau în primul rând și pe Petre Roman. Îl trimiteau la balcon acolo și îmi spunea doamna care mă invita, zice, păi nu pot să-l sufăr, lasă-l acolo, deși el era șeful Partidului Socialist. Da. A devenit liberal după ce eu am plecat de la liberali, deci n-am făcut parte din același partid și sper să nu facem nici de aici înainte. Nu numai cu el, nu, și cu alții. Inevitabil. Și vreau să închei cu un lucru. Ceea ce ați făcut pentru el, adică sigur, toate documentele astea, faptul că există încă atenție pentru acest om care a făcut enorm pentru România. Mai dați-mi un nume, dacă vreți, indiferent român, străin, care a făcut pentru România în această perioadă mai mult decât a făcut Mihnea. Eu nu știu. Din toate punctele de vedere. Adică aici este vorba de la chestiile materiale până la atitudinile lui politice, până la relațiile lui politice pe care ni le-a pus la dispoziție. Bineînțeles că l-au atacat unii și alții, problema a plecat de la Stelian Tănase, care era intoxicat de alții. Și de ce? Foarte simplu, pe lângă alți șefi de partide se găseau oameni din străinătate, care au fost și miniștri în guvernul Convenției, care îl rau pe Mihnea. Deci, Herlea bună oară, da, să n-audă, vai de mine, ce m-a bătut la cap, da, să nu, cum, mă, au mai fost și alții. Mihnea Berindei este cel care s-a opus când eu am vrut să mă duc la Paris să-l vorbesc cu Alecu Paleologu, care cunoșteam foarte bine, eram prieten de mult, să vină la PAC și să candideze pentru Senat. Mi-a zis, nu te duce la Alecu Paleologu, că n-are caracter, mi-a zis mie. Vă dau un exemplu, de ce Monica Lovinescu și Virgil Runca au fost de aceeași părere, au sărit pe mine. Eu aveam față de Conu Alecu un mare respect, pentru că era un intelectual de primă mână și un om extraordinar de interesant și de
extra, unul din cei mai inteligenți și mai paradoxali intelectuali români. Sub acest aspect nu-l cunoșteam. Da, Conolecu, paleologul, a fost aliat cu Stelian Tănase împotriva lui Mihnea. Și am zis și eu, facere de bine, asta e, ce să facem acum? Și a putut să facă ce scandal, nu știu ce. Asta după ce a venit, a intrat în Parlament, frumos, fără, a rămas după ce noi am plecat de acolo, a continuat să, a stat liniștit, a rămas acolo. Mihnea, deci, într-un, a și blocat niște, adică mi-a atras atenția. Eu vreau să vă spun că sunt de felul meu credul, adică trebuie cineva să-mi facă rău nu odată, ci de vreo două, trei ori până mă prind. Nu știu, înclin să dau, să acord încredere cuiva, indiferent că vin un meșter și îmi repară robinetul, nu o să-i spun eu lui cât costă. El știe, eu respect, dacă îmi cer un milion, evident că mă tem că mă înșală. Dar dacă îmi cere rezonabil, zic, asta e treaba ta. Nu pot să pun la îndoială, nu-mi vine să pun la îndoială buna credință a cuiva până când n-o pățesc de câteva ori. Asta e situația. Mihnea n-am apăzit în anumite situații. L-am păzit și eu pe el în altele, erau oameni pe aici pe care el se ducea în toate părțile, n-avea nicio treabă. Dorin spunea că a fost la început om de stânga. Eu nu l-am cunoscut ca om de stânga. În primul rând, el era... Nu puteai să... Măi, iartă-mă. La Ierunca. Ierunca în perioada când era troțchist în anii 40. Da. Nu, măi. Mihnea a ajutat toate partidele. Care om de stânga? Hai să-i serios. Mihnea era, cum să spun eu, era transpartinic și practic și teoretic, dacă vrei, Catrin era de stânga, mult mai de stânga, deci conflictul au avut la alegerea lui Sarkozy, că Mihnea l-a votat pe Sarkozy și Catrin nu. Da, fai de mine, a fost un scandal întreg. Și Mihnea a zis altul mai bun, pe partea altă nu e. Deci el a judecat corect în momentul ăla. Mihnea, apropo de poziția lui politică, n-avea prejudecăți politice. El, acum, să fim serioși, ce prejudecăți politice avem noi că ar trebui să apropo de situația de acum? Păi acum, nu și închipuiam pe Mihnea acum venind în România și ascultând-o pe Șoșoacă la televizor. Credeți-mă că, eu cred că n-ar fi supraviețuit. Da. Mulțumesc, domnule Manolescu. Poate domnul Gabriel Andreescu vrea să ne spună ceva. Sunt convins că are multe să ne spună. Mulțumesc, aș avea foarte multe, dar sunt mulți alții care avea foarte multe, deci nu îndrăznesc să iau din timp. Două, trei lucruri, apropo de dorința de a aduce amintiri, pentru că vorbe nu, despre Mihnea s-au spus deja atâtea. Și aici o să mă refer pentru amintire la lucrul pe care l-am experimentat toți. La felul în care Mihnea s-a retras întotdeauna în spate și a preferat să îi împingă, nu doar să îi lase, ci să îi împingă pe alții în față. O să mă refer la experiența pe care am avut-o la Paris, când am ajuns într-adevăr la Mihnea și la Catrin, într-o vacanță. Trebuia să mă ocup de plante, dar eu mă dusesem acolo ca să încerc să fac o analiză, o cercetare asupra legii pentru apărarea drepturilor omului de la Paris. El avea toate documentele la el și mai avea și o întreagă arhivă la Nanterre, pe care o creaze în institutul de acolo și unde puteam de asemenea să ajung. Am început să lucrez cu materialele pe care le-am găsit acolo legate de Liga Drepturilor Omului și am găsit o parte, pentru că altă parte erau la Nanterre, etc.,
din scrisorile către Europa Liberă. După câteva, 5-6 scrisori, am fost tulburat. Regăseam acolo ceea ce eu nu mai puteam să păstrez în memoria mea subiectivă, toată realitatea, tot coșmarul anilor 80. A fost absolut tulburător, i-am telefonat lui Mihnea, care era plecat, și am spus: Mihnea, aici este o comoară, lucrul ăsta trebuie să apară. Și așa am început să lucrez pentru cele două volume, într-un final, ultimul deceniu comunist. Am luat toate scrisorile care spuneau ceva, unele nu spuneau, erau scrisori de reunirea familiei. Dar în rest, toate erau valoroase și așa am făcut cele două volume care acoperau partea 79-89, acest dialog care ale oamenilor din țară cu cei de la Europa Liberă, pe care ele le adunase, le păstrase. Am stat acolo o lună de zile, am tot bătut, el a spus: da, trebuie făcut ceva cu asta. Și în sfârșit, lucrul a continuat cum se întâmplă când faci o carte, când editezi, de fapt, primul volum. Există momentul în care, după ce strânsesem tot, am început să lucrez cu el. A văzut ceea ce era strâns și am început să ordonăm lucrurile. E bine, bine era profesionistul, el a spus: aici trebuie un aparat bibliografic, avem nevoie de o posibilitate de a urmări tot ce se întâmplă în cuprinsul scrisorilor. Trebuie să spun, eu mă disem la un fel de suită de scrisori care arătau, nu, ce simțeau oamenii în ultimul deceniu comunist. Deci el a dat calitatea academică acelui prim volum și pe urmă celui de-al doilea. Desigur, lucrurile s-au terminat. El venea mai rar în perioada aceea, era perioada 2010, al doilea a fost în 2014, dar stăteam și lucram. Atunci am avut una din sutele de impresii asupra omului, mine, care au rămas în mine atât de vii și emoționante. Avea un fel special de a lucra. Eu sunt concentrat și mă grăbesc ca să termin. El era foarte liniștit, mai divaga în timpul discuției, dar la sfârșit, cum se face, totul era foarte bine organizat și foarte la timp realizat. Deci a fost experiența unui mod de a lucra performant, cu eficacitate, dar liniștit, blând. Și la urmă i-am trimis manuscrisul punând cele două nume. Am pus Mina Berindei pentru că el adunase tot, el dăduse această dimensiune academică. Eu făcuse mai mult o activitate de, să zicem, brută. Și el nici n-a discutat. Mina avea un fel de a spune nu, că nu mai puteai să lupți. Nu, blând, liniștit, dar cu o fermitate deloc agresivă. Foarte interesant. Și primul volum a apărut cu numele meu. La al doilea volum i-am trimis manuscrisul, am pus numele meu înainte, pe urmă numele lui, totul a fost ok, a fost analiza finală și când am în final am trimis editurii Polirom, am schimbat cu numele. Și a apărut Mihnea Berindei așa cum era firesc și numele meu. Și m-a zis: cum se face, cum ne-am înțeles, de ce ai făcut asta? Și m-am jucat, i-am spus că de fapt i-am trimis imaginea în oglindă și era al doilea nume, devenea primul, era o simplă joacă, dar asta ca să trecem momentul respectiv. Da, acesta era Mihnea Berindei și asta numai așa o bucată firavă din acest om căruia domnul Niculescu a zis omul nepereche.
un om despre care s-au scris la moartea lui câteva pagini minunate, găsiți câte ceva în acest număr 4 al noii reviste de drepturile omului, este dedicat nu în totalitate, dar în principal lui Mihnea Berindei. Este momentul în care, fiind nu, un an special, 30 de ani de la Revoluția Comunistă, de căderea regimului Revoluția Anticomunistă, căderea regimului comunist, am putut să dau un premiu post-mortem și a fost premiu dedicat lui Mihnea. Aici apare și un laudațiu suficient de precis și de cald în același timp. Se află de asemenea un text absolut fundamental al lui. România lui Ceaușescu, un naufragiu planificat. Fundamental nu că ar putea să locuiască tratate, dar nu am găsit de atunci un material despre România lui Ceaușescu din altii anii aceia mai sintetic, mai comprehensiv, mai autentic, bine să spun. El avea această forță de a scrie texte cu o adultețe, cu un echilibru a cunoscătorului care asigură întreaga temporalitate. Aș mai da un exemplu. Textul lui despre 1968, despre atitudinea României, atunci când, știm, NATO, pactul de la Varșovia a intrat și a pus capăt Revoluției de la Praga. Au fost multe texte pe subiectul ăsta. A trebuit la un moment dat să trec printre ele în 2008, pentru că am fost invitat să vorbesc la Budapesta pe reacția României atunci. Nu eram eu omul cel mai potrivit, dar am fost chemat și atunci am trecut prin tot ceea ce se găsea în acel moment despre poziția României, despre cum să înțelegem ce s-a întâmplat dintr-o perspectivă românească. Nu am găsit un text, atenție, până în 2008, care să echivaleze cu ceea ce scrisese Mihnea până în 89. Era un text care exploata formidabil cea mai mică informație, dar care niciodată nu specula, niciodată nu își permitea să spună, să inventeze sau să meargă mult prea mult în direcția unei interpretări nesusținute. Asta arată însă că Mihnea nu era numai un profesionist. Nu era numai un profesionist. El era un om de o mare onestitate, fără de care profesionalismul este limitat. Toată iubirea multora. Vă mulțumesc. Magda Cârneci, tu ai participat la, în decembrie 89, încă la grupul din care s-a născut grupul pentru dialog social, acele prime întâlniri la care a fost prezent și Mihnea Berindei, care, cu toate că nu a devenit membru, a fost tot timpul cu noi, lângă noi și ne-a ajutat. Da. În primul rând aș vrea să spun că Mihnea Berindei a fost un om bun. Un om nu doar discret, dar și generos. Un om care se punea în umbră, dar care era un fel de eminență cenușie în toate grupurile sau locurile în care apărea. Într-adevăr, am cunoscut pe Mihnea în zilele de după izbucnirea Revoluției, acasă la Andrei Pleșut, și după aceea, în 30 decembrie, cum spunea cineva aici, când Andrei, da, scuză-mă, Andrei, da, când, da, 30. Când a fost, grupul a fost constituit la Hotelul Intercontinental și unde Mihnea de asemenea a fost prezent, dar nu a vrut să devină membru al grupului și nici după aceea, deși s-a insistat foarte mult. Dar el a fost cumva implicat și în crearea revistei 22 și în toate momentele importante ale acestui grup care i-a supraviețuit. Eu ce aș vrea să spun e doar că, pe lângă ce s-a spus,
cum eu n-am fost foarte implicat în viața politică ulterior, este că Mihnea pentru mine a fost un mare ajutor la Paris. Obținusem în 90 o mică bursă pentru începerea unui doctorat și am ajuns la Paris catapultat acolo într-o lume pe care nu o cunoșteam, nu știam nimic, și Mihnea a fost cel care m-a pilotat cumva, m-a ajutat să mă înscriu la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales și mi-a găsit și un director de doctorat în Alain Besançon, de care vorbea domnul Manolescu. Și nu doar atât, dar m-a introdus imediat în toate structurile acestea ONG-istice, cum se spune acum, ale exilului politic românesc de la Paris. Așa, picată dintr-o lume abia ieșită din comunism, am cunoscut foarte repede oameni la care n-aș fi avut altfel acces fără Mihnea. Dar aici am să pomenesc numai de cei care sunt legați totuși de cauza românească și care l-au ajutat și l-au secundat pe Mihnea la Paris în diversele organizații în care el era fie secretar, fie purtător de cuvânt, fie factotum, cum ar fi de pildă Anne Planche și soțul ei, Mihai Corne, da. Au mai fost câțiva, bineînțeles, el m-a dus și la Monica. Catherine Durandă, de pildă, el m-a dus și la redacțiile revistelor. Da, Anet Lavorei, așa este, da. Da. În orice caz, am ajuns în toate aceste locuri, am cunoscut oameni interesanți. El m-a dus și la Monica Lovinescu, de altfel, și Virgile Runca. Și grație lui am intrat în această lume fabuloasă pentru care sunt recunoscătoare. Am cunoscut, de fapt, pe toți intelectualii români care mai erau în viață atunci, grație lui. Și el o făcea cu firesc, cu eleganță, cu generozitate. Mă și uimea că poate să fie peste tot. Era un fel de suveic așa între organizații, oameni, instituții, și mi-am dat seama de altfel că era bine cotat și la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, unde el lucra într-un mic grup de cercetare pe istorie otomană. Dar când vorbeam de el cu alți profesori, foarte cunoscuți de altfel, îl cunoșteau, îl știau toți. Weinstein, da, cu Gilles Weinstein. Era locul lui de muncă, da. Da. În orice caz, îi port o admirație și o recunoștință deosebită și consider că a fost un om admirabil. Mulțumesc, Magda. Victor Bârsan. Ai condus revista 22 într-o perioadă foarte importantă în care s-au țesut o parte din aceste legături și probabil și ca redactor șef al revistei și ca membru al grupului pentru dialog social, ai avut ocazia să-l cunoști și să poate ne împărtășesc câteva amintiri. O să scrie. Vasile Popovici? Nici nu știu dacă să evoc chestii personale sau să vorbesc mai degrabă despre el cumva detașat, dacă se poate vorbi despre Mihnea detașat. Da. Să mulțumim GDS-ului, lui Armand Goșu, lui Dorin Dobrincu și lui Cătălin Botoșineanu pentru ziua de azi, care nu știu dacă ei au făcut-o intenționat sau printr-o așa, cade fix astăzi, de 26 ianuarie, dacă vă mai spune ceva data asta, este ziua lui Ceaușescu, da. Și cade foarte bine, mai bine nu se putea, Gabriela, mă bucur să te văd, mai bine nu se putea să cadă. Mulți vorbesc, Gabriela Andreescu, care e altă modestie, n-a pomenit nimic aici despre disidența lui ieșită din comun și despre legătura cu Mihnea Berindei,
pe această latură foarte importantă pentru el, pentru că dacă citiți cărțile, și mulțumesc că mi-a trimis chiar de curând să-i citesc memoriile despre disidența lui, ce rol important a avut Mihnea și în această direcție. Toți însă vorbim despre omul bun. Și mă tem că vorbim despre omul bun, deși bunătatea este valoarea supremă, deasupra inteligenței, chiar deasupra genialității și deasupra oricărei alte mari valori pozitive. Mă tem că dacă vorbim despre bunătate, să nu înțelegem altceva. N-avem mare respect față de oamenii buni. Asta este realitatea, mai ales când omul ăla bun este însoțit de o modestie cum rar poți să vezi, despre care toată lumea care l-a cunoscut poate să vorbească. Este omul care a făcut întotdeauna pasul în spate, omul care s-a pus pe sine în umbră. El nu era atât omul bun în sensul ăla rău, cât omul cheie. Omul instituție, și aici încep să vin cumva acasă, el a fost, în momentele când ambasada noastră la Paris n-a existat, el a fost ambasada noastră. Asta să o știți și să o înțelegeți foarte, foarte bine, fiindcă altfel nu înțelegem nimic din Mihnea. Mihnea era omul care se cunoștea la Paris cu toată lumea care conta din politică. De-aia un idiot care zice că el era nu știu ce om al Partidului Socialist este un pur idiot. El era un om al Partidului Socialist, al Partidului RPR-ului de centru-dreapta, al UDF-ului de centru, se cunoștea cu Madeleine din spectrul liberal, se cunoștea cu Revel, care era din, după cum bine știți, de liberal, de orientare, se cunoștea cu toată lumea. Tot spectrul democratic era Mihnea Berindei. Am ajuns la Paris datorită lui Mihnea Berindei, trebuie să o spun. Și aici trec pe chestia mai personală. În 2002 am fost rechemat, venise deja destul de mult timp Iliescu și aici mă bucur că este Șerban de față, că el a asistat la aceste lucruri. Fusesem rechemat de la Marsilia și apăruse în Le Figaro un articol celebru în lumea diplomatică, fiindcă trezise o emoție enormă, se numea în România securitatea și-a întors vestea, care a produs un deranj enorm pentru că erau citate două nume de vârf, de la vârful politicii românești. Nu uitați, în 2002 eram înaintea aderării la NATO, înaintea integrării noastre în Uniunea Europeană și ne pregăteam pentru aceste două momente pe care iarăși vă rog să nu uitați că dacă le-am fi ratat, ăia eram. Și atunci s-a făcut ședință de guvern, ce ne facem cu acest articol al lui Ariel Tedrel din Le Figaro, pagină întreagă, uriașă despre România. Păi, pe cine trimite la Paris ca să lucreze cu presa să nu mai avem astfel de deranjuri mari? Păi, în Ministerul Afacerilor Externe n-avem pe nimeni care să fie capabil să ia în piept presa franceză. Păi ar fi totuși cineva, dar tocmai l-am rechemat de la Marsilia. Și atunci Mihnea, nu știu cum, intervine și spune, eu cred că singurul care ar putea să facă față la chestia asta e unul de la Timișoara. Și în felul ăsta am ajuns Mihnea. Și vreau să vă spun că m-am dus la Paris gata, echipat ca Atena din capul lui Zeus. Aveam toate listele de ziariști cu care puteam să lucrez. Toate. Toate intrările și toată credibilitatea, fiindcă această credibilitate îmi fusese
conferită de Mihnea. Să fie foarte clar. Mihnea era România credibilă la Paris. Și cine nu înțelege lucrurile astea, nu poate înțelege de ce vorbim noi în seara asta și chiar de ce mă deplasez eu de la Timișoara, anume ca să fiu aici în momentul ăsta, despre un om ultramodest pe care puteai să nu-l bagi în seamă în niciun fel și de ce pe acest om ultramodest îl urau cu turbare toți oamenii fără caracter din România, care treceau drept oameni de bine altminteri. Că nu vorbim de ticăloși, vorbim de oamenii de bine, îl detestau. Păi îl detestau pentru că era omul, cum zice Gabriel Andreescu, cel mai măsurat în cuvântul pe care îl spunea. Mi-am dat seama asta când i-am dat să-mi citească un text al meu și când a început să facă mici corecturi pe el. Și credeți-mă că a fost ca și cum cineva mi-ar fi crăpat capul. Și atunci am înțeles ce valoare intelectuală are omul ăsta, cum spuneai, cât e de măsurat la vorba. Și cum ce spune el e bătut în piatră acolo. Din cauza asta, cred că merită în seara asta să vorbim și să ne adunăm. Dați-mi voie să vă spun un detaliu legat tot de Mihnea, foarte important. Când președintele Băsescu a hotărât să facă Comisia Tismăneanu și a convocat, cum se știe, Parlamentul, Mihnea m-a sunat și mi-a spus, a venit și el, de altfel am fost și eu, la Parlament atunci, mi-a spus, uite, vorbește cu președintele, aveam oarecum contact direct cu el prin Săftoiu, pe care mi-a fost studentă și a făcut cu mine licență, să invităm jurnaliștii francezi, belgieni, străini care au venit la București, cei care au pățit atâtea în decursul timpului. Nu vorbim de Ariel Tedrel, că ea nu fusese, Ariel e bună... Da, bună prietenă cu... Da, exact, da. Bună prietenă, care bărbatul Anete Labore, s-au căsătorit, da. Anete Labore, îmi pare rău. Da. Da. Las-o baltă, că așa e. Da, bun. Nu, deci... Și Mihnea, am făcut împreună o listă, bineînțeles că el a fost numărul 1, de 22 de nume de jurnaliști francezi. I-am contactat pe rând. Eu cam jumătate îi cunoșteam personal, pe alții doar din auzite și așa. Am făcut lista, m-am dus la Adriana Săftoiu, m-a introdus la Băsescu și Băsescu a zis o idee excelentă, îi chemăm. Eu i-am spus... Degeaba chemăm pe Vauensa sau pe alții, că nu o să vină. Mai bine chemăm, ăștia sunt niște oameni care ne-au ajutat, care dacă nu erau ei, noi ieșeam din peșteră ieșeam și ne trezeam la Paris. Și am vorbit, 12 au acceptat. Iar ești de primă mână, tot unul și unul, de care toată lumea a auzit. Am sunat din nou, uite, vin, sunt 12, descurcați-vă. Baconschi era consilierul lui Păsescu pe probleme internaționale. Și după o jumătate de oră mă sună și îmi spune, n-avem bani. N-aveți bani. Păi, cât poate să coste trenul și o noapte la hotel sau statul ăsta, cum să văd? Stă în sumele astea, Dumnezeule. Nu se poate, e aberant. Eu înțeleg că nu sunt bani, dar nu. Bun, a căzut toată povestea, nu au fost chemați. Bazil s-a oferit să vorbească la guvern. Avea el relația acolo. Și... E aici. Da. Și am intervenit din nou și am spus, uite, am găsit bani la guvern. Aici Băsescu a zis nu, că era pe partea cealaltă. Da. Bun. Și a căzut toată povestea. Nu a fost niciun articol în presa franceză pe care am văzut-o despre evenimentul de la Parlamentul României. Niciun. Ariel Tedrel era în București atunci. N-a fost nici ea invitată, prin urmare n-a venit și n-a scris nimic. Mulțumim.
Între noi a venit și Gabriela Dameșteanu, care a fost redactoare șef al revistei 22. Nu mai știu, Gabriela, până când ai acoperit și 2016, anul când a murit Mihnea Berindei și când a fost un număr special al revistei 22, care a fost dedicat. Nu, era deja Rodica Palade, care nu se află astăzi aici. Dar, în orice caz, din perioada dinainte, sigur ai amintiri, probabil unele emoționante, legate de prezența lui Mihnea la GDS, la revistă, el trimitea articole, facilita contacte, ajuta revista. Da, am scris câte puțin despre Mihnea Berindei, am scris deja în anii romantici. Nu cred că se poate vorbi despre GDS fără să se vorbească despre Mihnea. A fost extraordinar de important. Am pierdut începutul și precis aici lucrurile astea s-au spus, dar în acel mister care mie mi-a rămas încă ușor mister al formării GDS-ului, despre care tot citesc în presă altă poveste și altă... În orice caz, în acel mister, Mihnea e un personaj esențial. Există și în Memoriile Monicăi o întreagă discuție și toate știrile din România care vin Monicăi, toate sunt prin Mihnea, cu surse, cu direcții, cu nume. Mihnea a fost important și pentru că a ajutat fără îndoială foarte mult, nu știu cât finanțarea GDS-ului, aici au fost, nu au fost foarte mult. Cei care își imaginează că la GDS au curs banii, își imaginează o cu totul altă poveste. La GDS era, afară de primul an, acela care... în care nici noi nu ne dezmeticeam bine și când era aici Alin și Stelian era sus la revistă și când veneau foarte multe fonduri, ziariști străini și așa mai departe, după ce a venit Mineriada și România a început să pară o țară mult mai puțin interesantă, nu mai curgea lapte și miere la GDS. Și legătura cu Sorosul e iarăși o altă legendă negativă. Pentru revistă, Mihnea, eu am stat la revistă 13 ani. Deci o perioadă, aș zice, lungă. Și chiar cea mai grea. Poate. Deși cred că toate au fost grele. Adică toate au fost grele, dar asta era începutul și întotdeauna începuturile trebuie continuate. Important era să poți să faci ca să dureze. Și Mihnea a ajutat, eu am să simplific așa, pentru că nu intru în detalii. Toate formulele de finanțare pe care le-am găsit întotdeauna au fost sugerate și foarte curate de altfel și foarte vizibile și foarte impozitate și cu suplimente care au devenit o metodă a revistelor culturale, nu numai acum la 22, dar vedeți Observatorul Cultural care și el trăiește din suplimente și așa mai departe. Aceste lucruri le-am, ca să zic așa, a fost inovația revistei 22 și cu consilierea lui Mihnea. Mihnea ne-a adus ceva extraordinar de important, ideea și chiar și finanțatorul, pentru abonamente făcute pentru pensionari, pentru studenți, pentru cei care avuseseră probleme în regimul comunist, adică ceea ce a constituit baza de redacție, baza de cititori a revistei. Deci acest proiect care a durat până când am plecat eu, nu știu ce s-a... Probabil că încă a mai durat după aceea, trebuia un sponsor și a fost foarte important nu numai pentru că a susținut economic, dar și pentru că a construit această imagine a revistei într-un cerc de cititori care s-au selectat. Eu am întâlnit pe urmă
colegi de literatură care mi-au povestit cum așteptau revista 22, cum erau de abonați. Dan Lungu mi-a povestit că îmi făceam noi un periplu prin Franța. El și ca romancier și ca sociolog mi-a spus, mi-am făcut cultura în revista 22. O mare parte din această cultură care, politică care s-a făcut la 22 s-a făcut datorită lui Mihnea. O parte. O parte pentru că Mihnea ne aducea nu doar idei, dar ne aducea și idei. Eu țin minte când am făcut un supliment cu războiul din fosta Iugoslavie, un supliment sau două. Ne-a adus și finanțarea și suplimentul și în momentul când l-a adus, aici nu se vorbea aproape deloc de ce se întâmpla lângă noi. A fost o alfabetizare pe scară, aș zice, destul de largă, pentru că 22-ul nu era revistă literară, chiar și dacă revistele literare aveau și ele un editorial, o rubrică politică, aici s-a făcut o informare cu un ABC al lumii contemporane. Europa, cu toate conceptele ei, în care noi confundam la început Consiliul cu Comisia și toate la un loc, toate aceste lucruri le-am făcut oarecum ghidați de acest profesor. Profesor de istorie, profesor de lume, profesor și un om care era, fără îndoială, o bucurie să... Când venea Mihnea, era o bucurie. Ne duceam, mâncam împreună, vorbeam, făceam temele. N-aveam întotdeauna aceleași păreri. S-a întâmplat să nu avem, s-a întâmplat să nu mă convingă. Mihnea era un pasionat al politicii. Era data trecută când s-a făcut cealaltă evocare a lui Mihnea, știi, Adrian, că am fost și la aceea, unul dintre cei prezenți a spus, dacă nu mă înșel, că Mihnea a fost un pașoptist. Deci eu așa îl văd pe Mihnea, cred că este formula cea mai corectă pentru Mihnea. Mihnea era tânărul dintr-o familie bună, cu mijloace care i-ar fi permis să stea la Paris, să rămână acolo, să-și vadă de cercetarea lui, care s-a pasionat de România în același fel în care tinerii bonjuriști plecați din România au făcut unirea aia pentru care ieri nu au fost nici măcar niște discursuri decente, ieri era alaltă ieri când a fost. Da. Deci o rușine ce s-a difuzat despre acest moment care de fapt a făcut o țară. Deci Mihnea e cineva care a făcut în parte o țară sau cel puțin ceea ce știu eu din porțiunea asta de țară. Ce pasiune a avut el pentru politică, asta știu mai ales cei de la PAC, cei din lumea politică, dar era o pasiune discretă pe care o făcea întotdeauna cu discreție. Da, deci nu știu dacă era modestie, era formula lui și poate că așa au fost și strămoșii lui care s-au, pentru că el se trage dintr-o familie cu tradiție și culturală, dar și politică. Și asta a fost, cred că Mihnea era conștient de rolul lui, nu-i vorba de, nu-i plăcea expunerea, asta e altceva, dar cred că era conștient de ce face. Și cum se întâmplă în țara asta, foarte des, ca să nu zic totdeauna, nu i s-au recunoscut meritele și a fost rănit în toate felurile posibile și mi se pare o poveste care ar trebui reluată și mă bucur foarte mult pentru această seară. Mulțumesc, Gabriela. Radu Filipescu, sigur amintiri foarte prețioase. Nu cred că dinainte de Revoluție, dar sigur că, cu siguranță, imediat de după. Da, nu. Chiar înainte.
Mulțumesc în orice caz pentru carte și că ne-ați dat ocazia să ne întâlnim și să le evocăm pe Mihnea, pentru că pe lângă lucrurile scrise, ce auzim aici este impresionant și ni-l aducem aminte pe Mihnea, care de multe ori a fost aici și sus și pe la restaurantele aici de în jur. Nu, a fost dinainte de 89. Mai exact, eu am fost eliberat în 86, după o detenție de 3 ani, și eliberat și datorită sprijinului din străinătate organizațiile pentru drepturile omului. După ce am fost eliberat, prima pedeapsă, compensare de la securitate, a fost că tatăl meu a fost pensionat. El era șef de serviciu la spitalul de urgență, la reanimare terapie intensivă, era președintele Asociației Române de Anestezie Terapie Intensivă, vicepreședinte la Asociația Mondială de Anestezie Terapie Intensivă. Tot timpul cât am fost arestat, deci din 83, el n-a mai avut voie să plece în străinătate și avea multe invitații la congrese. E, ca să arate ei că nu suntem persecutați, în 86, prin vară, la un moment dat i-a dat viză tatălui meu să plece în străinătate. L-au pensionat, dar ca să arate că nu e persecuție, i-au dat drumul în străinătate. Tata nu s-a dus chiar degeaba acolo, s-a dus, fost și pe la Europa Liberă, s-a întâlnit cu Emil Hurezeanu, cu Nicolae Constantin Munteanu și la Paris s-a întâlnit cu Mihnea. Și cum era Mihnea, a rămas o legătură destul de, nu destul, e extraordinar de apropiată și care a fost foarte valoros folosită la într-un moment pentru mine extraordinar de important. În 87 am fost arestat pe 12 decembrie, iar pentru o încercare de organizare de referendum, era o perioadă foarte tensionată, că fusese după Brașov 87 și doamna Doina Cornea scrisese niște scrisori și Mihnea a aflat de arestarea lui doamnei Cornea, de Mariana Celac, era și arestată. Și ce s-a întâmplat? Eu am fost arestat deci pe 12 dimineață și după aia în fața casei părinților s-au postat un post de poliție cu 3 mașini și ai mei n-au mai putut să ia legătura cu nimeni. Dar cu nimeni și era, cum să zic, ei n-aveau cum să anunțe, domne, băiatul nostru a fost arestat. S-a tăiat, nu. Nu, exact asta s-a întâmplat. Deci ai mei erau îngroziți că nu știau ce să facă, n-aveai cu cine să iei legătură, să spui nimic. Și sună telefonul la 12 noaptea. Și cine era? Era Mihnea de la Paris, care a întrebat ce e cu Radu. Și tata atât a apucat să zică, a fost arestat azi dimineață. După aia s-a tăiat legătura telefonică în 2 minute. Telefonul în continuare 3 luni a fost complet tăiat, după aia la un moment dat a sunat, dar ne-au schimbat numărul de telefon, adică tot felul de chestii de astea, adică nu mai putea să te sune nimeni pentru că nu mai avea același număr. Așa. Ziua aia de 12 decembrie a fost extraordinar de dură pentru mine, pentru că în mod neașteptat pentru mine și adică pentru că stătusem 3 ani la închisoare fără nicio de, cum să zic, investigație violentă, ziua aia a fost extraordinar de dură. Ziua următoare la fel, dar la un moment dat s-a oprit. Adică, de fapt, probabil legat de telefonul lui Mihnea, pentru că Mihnea, aflând de la tata că am fost arestat, a reușit să convingă posturile de radio și presa din străinătate și autoritățile din Franța și a început o campanie în favoarea mea care i-a făcut pe ăștia de la securitate să schimbe complet cursul anchetei. Deci ancheta era așa, violentă, plus amenințare 10 ani condamnare pentru ce făcusem iară niște manifeste, interviu la Antenne 2 și au găsit câte ceva, plus 7 ani de la prima condamnare. Deci amenințare, violență și asta. Și în câteva zile lucrurile s-au schimbat total. De eu am zis,
ce o, dacă o să, deci am ajuns la situația, ce o să faci dacă îți dăm drumul, o să mai faci? Nu o să mai fac. Dar a fost ceva, adică nu știu cum să zic, a fost o transformare și a fost de la Mihnea, pentru că în general când ajunge o informație în străinătate trebuie să fie confirmată, adică e o regulă de la, pentru cei de la din presă, din Europa, dom'le, o informație, nu putea să fie nicio confirmare. Și a fost numai Mihnea care el a spus că a vorbit pentru că și-au și recunoscut, adică cum să zic, a contat faptul că înainte se întâlniseră și se știau. După aia am pomenit Andrei Cornea și Magda de întâlnirea de la Andrei Pleșu pe 27 decembrie în 89. Ei, am fost și eu atunci acolo, am fost, dar vreau să zic că singurul lucru, singura persoană pe care o cunoșteam era Mihnea. Și pe domnul Pleșu l-am întâlnit atunci prima oară. Dar Mihnea fusese cu două zile înainte când a venit de la Paris, ne-am văzut puțin și el a fost, adică din punctul meu de vedere, cel care a reușit să ne strângă și cum să zic, să ne strângă și atunci și să ne strângă și acum și să ne ducem aminte așa de el. Deci mulțumesc încă o dată pentru această... Mulțumesc, Radu. E încă o dovadă că Mihnea Beridei știa să lovească dictatura în inima ei. În inima ei. Adică să o lovească și cum? Prin solidaritate, prin comunicare, prin legături cu presa liberă, prin atragerea atenției lumii civilizate și printr-o gândire profund democratică. Nu știu dacă era de stânga sau de dreapta, eu cred că era de stânga. Dar în orice caz era un mare democrat și cred că asta e o lecție care nu s-a pierdut. Cristian Preda. Da, mulțumesc mult. În primul rând aș vrea să-i felicit pe prietenii noștri de la Iași pentru publicarea acestui volum. Sunt convins că foarte multe din descrierile documentelor care sunt prezente în volum vor da idei de studii, văd foarte multe cercetări care vor putea fi făcute posibile în acest fel. În al doilea rând, mă bucur că ne reîntâlnim la GDS pentru a onora memoria lui Mihnea. Am foarte multe amintiri cu el de tot felul, însă aș vrea să evoc un singur episod care cred că arată foarte multe laturi ale lui. Am să încerc să fiu succint. Prima dată când am petrecut mai mult timp cu el împreună a fost într-o campanie ratată electorală din 2000, când Mihnea a trecut peste toate lucrurile neplăcute pe care îi le provocase contactul cu CDR-ul și alături de domnul Manolescu aici de față a venit să facă la București campanie electorală pentru Muguri Sărescu, candidatul Convenției Democratice al recomandat de președinte Constantinescu. Și atunci, în fine, eram omul lui Constantinescu trimis în echipa de campanie, eu și Mihnea fiind un soi de creier politic, cealaltă parte a staff-ului era formată din consilierii de la Banca Națională a lui Muguri Sărescu, care habar n-aveau de politică, știau finanțe. Atunci însă am petrecut mult timp cu el. Unul, primul rând, să-l convinge pe Sărescu să facă ceva în campanie, că nu era prea să facem din el un politic, domnul Manolescu își amintește. Am descoperit o latură foarte amuzantă, adică verva și veselia lui Mihnea, pentru că avea un tip de umor foarte simpatic și am să vă povestesc și un mic episod. La un moment dat el a găsit bani pentru a face un sondaj de opinie și când sondajul ne-a fost trimis, era trimis de la Cluj, de un sociolog, scrisoarea care însoțea sondajul, o să spun că o să-și dea toată lumea seama, scrisoarea de însoțire pe care am primit-o începea așa: stimate domnule președinte Ion Iliescu, vă transmitem... Eu eram furios și am zis trebuie să-i
spunem domnului Dâncu, el era autorul, că nu se face așa ceva, nu poți să faci sondaj și să-l trimiști lui Iliescu. În fine, Mihnea a zis, lasă-l, dragă, ăsta o să ajungă mare. Și a fost profet. Dar dincolo de acest episod amuzant, am văzut atunci la Mihnea ceva foarte rar în lumea românească, și anume un om cu adevărat democrat, și mă bucur că Vlad a amintit lucrul ăsta, și într-un sens patriotic. Nu știu dacă a fost bun jurist, dar atunci când în turul 2 s-au calificat Vadim Tudor și Ion Iliescu, Mihnea a spus, trebuie să mergem să-i convingem pe prietenii din GDS să votăm cu Ion Iliescu. Eu a fost primul om care mi-a vorbit despre asta, pentru că împotriva extremei drepte, nu ăsta este mai uis, cine e celălalt. În al doilea rând, și asta e și mai interesant, imediat după ce a trecut turul 2, eram, cred, tot așa împreună cu domnul Manolescu la micul restaurant Ateneu de aici, unde a mers multă lume cu Mihnea. Mihnea ne-a spus cât de important este să-l convingă pe Valeriu Stoica să alăture Partidul Național Liberal susținerii guvernului care se forma atunci. Și noi am, eu cel puțin, am rămas foarte mirat. Cum? Tocmai l-am susținut pe Isărescu împotriva candidatului penelist. O să fie PSD-iști, PSD-iști la putere, însemnă că PSD. Și el a zis, și el a zis ceva important. E important ca viitorul guvern să continue parcursul european. Și asta este miza. Dacă liberalii sprijină pe Adrian Năstase, Ion Iliescu, tabăra care cucerise atunci puterea, ăsta este un sprijin care poate să însemne ceva important pentru destinul european al României. Și trebuie să treci uneori peste pasiunile personale, peste eșecuri, pentru a face lucruri raționale și utile țării. Iar aderarea la Uniunea Europeană e extrem de prețioasă. Am ținut să evoc acest lucru pentru că, în fine, portretul care i-a fost făcut lui a fost nu numai nedrept, dar a fost inexact din perspectiva asta unei opțiuni politice fundamentale. Când ai de ales între o tabără și alta, între extrema dreaptă și oricine altcineva susții cealaltă tabără, atunci când e vorba despre un lucru cum a fost parcursul european al României, trebuie să gândești foarte bine care e cea mai bună strategie. Și Mihnea a văzut lucrul ăsta. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Adrian! Mulțumesc în primul rând domnului Dobrincu pentru a mă fi invitat aici și sunt deosebit de onorat să fiu aici, și prietenului Radu Filipescu care mi-a trimis afișul. O premiză care poate, eu am venit puțin mai târziu, 10 minute, înainte să vin după masă am vorbit cu domnul Pleșu care mi-a zis să vă transmit, nu știu că poate prin altcineva a transmis chestia asta, dar îmi fac și o datorie de a vă transmite. Domnul Pleșu mi-a spus că regretă nespus că nu este cu noi aici, fusese și el invitat, dar are niște probleme de sănătate și m-a rugat pe mine să transmit, poate și altora le-a spus asta, dar eu vi-l transmit eu, acest mesaj din partea domnului Pleșu, un om pe care eu îl iubesc foarte mult și care a fost apropiat și el de Mihnea, ceea ce nu era greu de imaginat, că un om ca Pleșu se apropie de un om ca Mihnea. M-am uitat aici la o geantă, parcă e geanta lui Mihnea. Foarte mult seamănă. A domnului Manolescu, a cui este? O arăt, ca să... Da. Este o geantă care seamănă foarte mult cu geanta lui Mihnea, așa, o geantă de apași, de Far West, așa o chestie. De piele. Seamănă, eu am spus, spiritul lui Mihnea este aici prin această geantă, asta vreau să spun, fiindcă seamănă mult. Da. Acum încep cu o invitație. În capătul Căii Victoriei către numărul 150,
șansa a făcut să avem o prelungire a expoziției pe care CAICCMR am organizat-o și o salut pe Gabriela Dameșteanu, care a fost la întâlnirea pe 5 decembrie când am deschis expoziția, dar am putut să o reluăm. Grație lui Adrian Majuru mi-a oferit posibilitatea, fiindcă pe 22 am trebuit să o închidem 17 zile, dar avem o codiță. Cu toții, absolut cu toții care sunteți aici, eu vă invit cu cel mai mare drag să vedeți această expoziție, dacă n-ați ajuns la ea. Este Casa Cesianu, colț cu Sevastopol. Deci este Calea Victoriei, colț cu Sevastopol, și acolo la etaj, tot sub egida Muzeului de Istorie al Municipiului București, se află expoziția Mihnea Berindei, și m-aș bucura ca cei mai mulți dintre cei de față să meargă să o viziteze. Invitația însă foarte concretă pe care o fac se adresează tuturor, absolut tuturor, și veteranilor expoziției, și în primul rând Gabi Andreescu, doamna Adameșteanu, domnul Radu Filipescu, cei care au fost data trecută, dar dacă îmi permiteți, nominalmente, dintre cei care sunteți aici de față, scris în agenda mea, deci nu am adăugat nimic, n-am scris nimic în plus, Expo Mihnea, dezbatere, vreau să închei această expoziție cu un fel de continuare, dacă vreți, aceste întâlniri a noastră aici, fiindcă fiecare are foarte mult de spus despre Mihnea. Și eu aș avea de spus foarte multe despre Mihnea. Mihnea, eu l-am simțit ca maestru meu și modelul meu în exil. Mihnea a fost pentru mine și asta știe domnul Gabi Andreescu și în câțiva care știu asta. Deci, mi-e greu să vorbesc, mi-e și ușor și greu în același timp să vorbesc despre Mihnea. Sunt 41 de ani de când l-am cunoscut pe Mihnea, din toamna lui 83, 40 de ani și jumătate din toamna lui 83, și el a avut eleganța să amintească această chestie într-o prefață care a făcut-o la o cărticică a mea. Mi-a zis, l-am cunoscut pe Adrian în toamna lui 83, era interesat fiindcă a plecat la aceeași vârstă care am plecat și eu, 22 de ani și jumătate, el avea aceeași vârstă, zice, m-a interesat natural unul care face aceeași facultate pe care am făcut-o și eu, istoria, și care a plecat la aceeași vârstă cu mine, e prefața lui Mihnea. În fine, dar ce vreau să spun este că nominalmente, deci am scris aici, Expo Mihnea, dezbatere, între zilele de 1 și 4 februarie. Aș vrea să vă invit, repet, pe absolut toți de aici, dar primul nume este domnul Pleșu, al doilea e domnul Manolescu. Al treilea e domnul Mircea Dinescu, care am vorbit și a zis că încearcă să vină. Al treilea e domnul Șerban Mihăilescu, care, nu știu, a plecat sau ceva de genul ăsta. Așa. După aceea e Magda Cârneci, aici de față. Ești trecută de lista mea, ce să citești eu din agenda mea, chestie mai veche scrisă. Arman Goșu, domnul Dobrincu. Domnul Dobrincu, invitat foarte special, mai ales după această seară, și domnul, evident, Botoșineanu, cu mare drag. Aici lista se termină. Dar toți ceilalți care nu v-ați auzit pe listă, Andrei sau domnul Popovici, absolut. Adrian, eu sugerez să continuăm, dacă sunteți toți de acord, domnul Dobrincu și echipa de la Iași a adus și ne oferă un pahar de vin. Aceste invitații pot fi făcute și în mod amical, evocăm figura lui Mihnea Berindei. Dacă sunteți de acord, putem să trecem alături. Exact. Da? Eu vă mulțumesc foarte mult. Da, cam atât aveam de spus, dar era esențialul.